Dragii mei, fiecare întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu este o întâlnire vindecătoare, eliberatoare, iluminatoare. Niciun om care, în adevăr, primește darul prezenței lui Dumnezeu prin Cuvântul lui, nu, nu se întoarce acasă sau nu închide un aparat din acesta și rămâne același om. Dacă într-adevăr sufletul este deschis pentru acest cuvânt. Aceasta este de fapt prima rugăciune pe care vom înălța noi, prin care Tată te rugăm să deschizi inima noastră pentru cuvântul tău, ochii noștri să vedem și să împlinești față de noi făgăduința călăuzirii Duhului tău sfânt în tot adevărul. Amin. Dacă cineva ne-ar întreba care este cea mai importantă predică pe care a ținut-o cel mai mare om născut din femeie. Nu el a spus despre sine așa ceva, ci Isus a spus despre el. Eu am botezătorul. Dacă am fi întrebați, sigur că am spune, iată mielul lui Dumnezeu. Aceasta este esența predicii și predicării lui. Iată mielul lui Dumnezeu. Dar găsim în cuvintele lui o predică de egală importanță. Și ne dăm seama că această predică, Iată, mielului Dumnezeu, nu s-a sfârșit acolo, ci este virgulă. Și găsim în Ioan 3:28 continuare. Iată, mielului Dumnezeu. Aceasta a fost prima parte. Și partea a doua, Nu sunt eu, Hristosul. Aceasta a fost partea a doua. De ce a fost necesar ca Ioan să spună un cuvânt ca acesta? Din cauza că în. Ființa umană în fibra ei, în sufletul ei, este uh, prins genetic, spiritual genetic, uh, virusul acesta a cumplit gândul acesta. Este un fel de, uh, de cancer al sufletului, inclinația aceasta a unui om, fie de a vedea în alt om pe Dumnezeu, el este Dumnezeu, fie a vedea în sine pe Dumnezeu. Și Ioan previne acest lucru și în interiorul sufletului lui și în afara lui, pentru că tot mai multă lumea, adunându-se în jurul lui începea să vadă ceea ce nu era, atunci Ioan rostește clar, nu sunt eu Hristosul. Acest cuvânt este ușor de citit, dar trebuie este serios digerat de sufletul nostru. Chiar ești liber de lucrul acesta? Pe păi atunci, de ce încerci prin puterile tale să fii Hristosul vieții tale, să te mântuiești pe tine prin ceea ce faci? Că asta înseamnă Hristosul, Salvatorul, Mântuitorul. De ce încerci să fii tu Hristosul vieții tale? De ce încearcă religia să fie Hristosul lumii? Nu, nu sunt eu Hristosul. Din potrivă, lui Dumnezeu m-a binecuvântat cu credința în Domnul nostru Isus Hristos. Eu nu sunt salvatorul vieții mele, nici salvatorul lumii. Eu am un salvator, lumea are un salvator, este marele eliberator spre care suntem noi chemați să îndreptăm atenția atât a familiilor noastre cât și a lumii în care ne mișcăm permanent. Acesta a fost din totdeauna mesajul adevăratului om al lui Dumnezeu, adevăratului popor al lui Dumnezeu, oriunde a fost în lume. Iată mielul lui Dumnezeu și nu sunt eu acela. Acesta este completul. Am chiar aici în spatele meu două volume scrise de noua haririle, deja se cunoaște. În lume. Unul este Homo sapiens, omul înțelept sau cu știință în mintea lui și omul care știe, care... și a doua este Homo Deus, omul Dumnezeu. Și el arată în aceste două volume un fel de schemă, prezintă un fel de schemă a evoluției omului în ce privește imaginea de sine. Și spune el că a venit din, stări de jos și a ajuns să se vadă și să se înțeleagă pe sine, a devenit om conștient, om cu știință, om homo sapiens. Dar lucrurile nu s-au oprit aici și spune el în volumul acesta, Homo Deus, că omul merge mai departe către altceva, are o destinație în minte și el vrea să devină omul Dumnezeu, vrea să devină Dumnezeu. Știm bine că acest lucru a fost pus în două împrejurări. În Ezechiel 28, Biblia spune, tu ai zis, eu sunt Dumnezeu. Am aplicat noi acest lucru la apariția păcatului, la tatăl minciunii. Și al doilea, a doua ocazie care apare în Sfânta Scriptură, în Cartea Genesei, veți fi ca Dumnezeu. Lucrul ăsta a rămas în genetica sufletului omenesc încât omul are, este, are pericolul acesta, după cum există pericolul îmbolnăvirii de cancer. Cancerul este boala produsă de propria ființă, cumva, propria celulă. Nu e nevoie să vină din afară nimic, din lăuntru se întâmplă lucrurile acestea. Sigur că sunt factori agravanți și atenuanți din afara noastră, dar procesul acesta implică propria celulă. Gândul acesta este m-a cutremurat în serios când, într-o convorbire cu o persoană muribundă, am auzit această înfiorătoare expresie. Moartea m-a prins pe piciorul stâng. Ce însemna lucrul acesta? L am înțeles din cuvintele care mi s-au spus. Numărul 1. Încă nu sunt ce trebuie să fiu, sunt pe piciorul stâng și încă n-am făcut în viață ce m-aș fi gândit să fac. Deci moartea m-a prins pe piciorul stâng. Și convorbirea noastră s-a desfășurat în jurul acestui lucru în mai multe etape. m a rugat lui Dumnezeu să lucrez cu o deosebită atenție. Am învățat de la generii mei cum să lucrează cu ființa umană sub operație și cu atât mai important în domeniul sufletului. Am auzit expresia aceasta, m-a prins pe piciorul stâng. Prima întrebare a fost aceasta. Cunoști pe cineva care nu a fost prins pe piciorul stâng dintre toți oamenii? A rămas o clipă pe gânduri. Zic, Biblia spune clar în privința aceasta și dacă vrei să o crezi, spune așa. Nu este niciunul, niciunul măcar pe care moartea nu l-a prins pe piciorul stâng. Niciunul măcar. Este unul singur, i-am spus, pe care moartea nu l-a prins pe piciorul stâng. De el chiar nu mi-a pomenit. Cel puțin la început. Este unul singur pe care moartea nu l-a prins pe piciorul stâng. Acesta este Domnul Isus Hristos. Dar tu nu ești Hristosul pe tine te-a prins pe piciorul stâng, pe mine mă prinde pe piciorul stâng, pe oricare altă ființă pe pământul nostru ne prinde pe piciorul stâng. Pentru că în păcat am fost zămisliți. Aceasta este parte din fibra vieții și ființei noastre. Ați avut cunoștință de dezbateri nesfârșite în jurul desăvârșirii, sfințirii și așa mai departe, oameni care și-au pierdut viața, care ar fi putut și scutiți de așa, așa risipă groaznică a vieților, dacă ar fi învățat și am învățat cu toții de la Ioan Botezătorul care a spus nu sunt eu Hristosul, nu, eu cred în El, sunt în El, dar nu sunt eu acela. Îmi spunea această persoană, oh, dacă aș mai trăi o dată. Și zic, i-am spus, nu, nu acesta e mântuitorul tău, dacă ai mai trăi o dată ai face la fel. Sau poate mai rău. Mântuitorul tău este altcineva. Uite, tu ești o ființă care ești chemată la desăvârșirea aceasta în Hristos Isus și pe care poți să obții acum. Zic, știi că pe cruce s-au desprins destinele, la moarte a fost o bifurcație. Unul a apucat spre dreapta, aduți aminte de mine și altul a apucat spre stânga, dacă ești Hristosul. Bun. A, am mers pas cu pas în direcția aceasta și am văzut mutarea de la propria, de la o viață centrată pe eu, pe eu sunt personal, pe o viață centrată pe el este, iată, mielul lui Dumnezeu. Am văzut trecerea de la Eu sunt Hristosul pentru propria mea viață, care de fapt era produsul unei religii de o viață în care a fost învățat sufletul omenesc că acest lucru, tu ești propriul tău salvator, tu ești mântuitorul tău. Am văzut mișcarea aceasta către El este mântuitorul meu. Și la cuvintele, o, dacă aș mai trăi o dată, și-am spus, nu, nu nu, nu, nu nu acest lucru îți trebuie. Dacă ți-ar trebui așa ceva, să știi că Dumnezeu ți-ar da 1500 de ani. Dar nu îți trebuiește lucrul acest. Ție îți trebuie altceva. Ție îți trebuie primele cuvinte ale lui Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu. Nu ești tu acela. Și doi, nu sunt eu Hristosul. Partea a doua. Am fost foarte surprins să găsesc că puteți să explorați. Este un studiu larg nu intenționez să-l prezint în locul acesta, dar există o credință în lume numită mandeism și atunci și, și veți găsi acolo, au mai mult în Irak, a fost, dar acum sunt și în Statele Unite, sunt și în Australia, frați, din această credință, mandeism numit, numită, au 60-70 de mii de membri ai acestei credințe și ei sunt, între altele, urmașii lui Ioan Botezătorul, pe Isus îl consideră că a fost un preot printre ei, alături de Abraham, care și el a fost un preot. Dar profetul desăvârșit total, ultimul profet, nu numai nimeni dincolo de profetul acesta, este Ioan Botezătorul, spun ei. Și chiar acum se lucrează aici în statul Massachusetts, în Worcester, se numește orașul, se dorește construirea unui templu care să agregeze, să adune acești urmași lui Ioan Botezătorul. Acesta este principalul. Ei consideră pe Ioan ca fiind ultimul profet. Dincolo de el nimeni nu va mai fi niciodată până în împărăția celor vom fi conduși de profeția lui. Dacă este așa, iată, profeția lui sună așa. Iată mielul lui Dumnezeu. Dacă tu spui că Ioan este acesta, e profetul, ultimul profet și supremul profet, vrei să spui, e foarte bine. Dar iată cuvintele lui. Cuvintele lui sunt acestea. Iată mielul lui Dumnezeu. Și dacă tu spui și ei numele lui Ioan asupra ta, cum poți să spui că Isus este? Nimeni. Este un simplu preot între voi. Ești un om fără mântuitor, înseamnă că n-ai primit cuvintele lui Ioan Botezătorul care a spus, iată mielul lui Dumnezeu. De asemenea, ai refuzat cuvintele lui care a spus, nu sunt eu Hristosul, nu tu spui, am hotărât eu să fii tu Hristosul. Prezint acest grup de frați, nu pentru că sunt singuri în lume, cred că suntem Atinși, bolnavi, potențial, loviți de același lucru, toți. Ca ființe umane, ați observat că denominațiunile încep, în general, sau religiile încep, în general, prin a fi martori pentru Dumnezeu, martorul lui Jehova și după aceea devine Jehova al lumii. Toată lumea va fi mântuită când va deveni martora lui Jehova. Ați observat că este simbolul globului pământesc prins în emblemele diverselor religii din lumea aceasta. Și nu este nimic greșit în aceasta, pentru că Isus a spus că Evanghelia va fi predicată în toată lumea, dar Evanghelia va fi predicată nu tu sau eu sau cineva dintre noi. Dar se întâmplă această subtilă substituire, aproape neobservată. Împotriva ei a luptat din răsputeri Ioan Botezătorul. Nu sunt eu Hristosul. Dar degeaba s-a spus aceasta pentru că omul are în sine tendința aceasta de a-și face un Dumnezeu vizibil. El nu este... e obositor să umbli cu nevăzutul, cu credința în ceea ce dacă nu vezi evidență sau asta. Și atunci recurge la vizibil. Uite, văd asta, văd cealaltă. fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Păi bine, dar cel despre care. Pe de moise s-a dus. Păi lasă-moise. Nu moise a fost Dumnezeu. El a vorbit despre Dumnezeu. Cum rămâne? Nu vrem unul care să fie văzut. Și dacă ați observat, prima luptă imensă din istoria bisericii creștine a fost aceea de a muta privirile oamenilor de la Israelul pământesc, fizic, biologic, la cel spiritual, de la templu cel construit din pietre la templul spiritual, de la slujbele de acolo, de la altar, de la jerfă, de la tot ce a fost a îndrepta atenția spre cel spiritual, așa cum spune Pavel, ce se vede trece, ce nu se vede rămâne pentru totdeauna. Acest lucru este până astăzi prezent în viața și ființa noastră, această încordare și această luptă a sufletului nostru. De aceea, Mântuitorul a spus în Luca, la capitolul 21, cu versetul 8: Indiferent dacă e vorba de o persoană care se declară pe sine ca fiind. Hristosul, adică salvatorul, conducătorul, sau dacă e vorba de o biserică a lumii care se declară salvatoarea lumii, Iisus răspunde așa, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Vor veni mulți în numele meu, atenție, nu în numele satanei, în numele meu vor veni mulți care vor zice, eu sunt Hristosul și ca să convingă pe oameni că e, el, persoana aceasta sau denominațiunea sau religia aceasta este Hristosul, salvatorul lumii, va folosi expresia vremea se apropie, Luca 21 cu e timpul scurt. Întotdeauna va accelera lucrul acesta ca un om să nu aibă timp să audă cuvintele lui Ioan Botezătorul, nu sunt eu Hristos. Ați observat că de aceasta nu a păscut doar pe Ioan Botezătorul, ci Iosif stă în fața lui Faraon și este foarte, el știe în ce fel de lume idolatră trăiește și ce ușor ar fi ca oamenii să-l confunde pe el cu acela în numele căruia vorbea el, de aceea îi face atent. Același lucru face Daniel. Nu, nu, nu. Nu sunt eu. Nu despre mine este vorba. Același lucru fac apostolii. Nu, nu vă uitați la noi. Același lucru face Petru în momentul în care Cornelius se aruncă să se închine lui și spune, ridică și eu sunt om. Și același lucru face îngerul în cartea Apocalipsei când spune să nu faci așa ceva. Nu sunt eu Hristosul. Nu sunt eu Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. Chemarea noastră pe pământ, ca unii care îndeplinim lucrarea aceasta, este tocmai aceasta. Dar ea are aceste două aspecte. Al doilea a fost aproape pierdut din vedere de multe ori, și au fost momente în care și ocazii mari, în care uh, se putea evita lucrul acesta. Eu am a luat măsură. El nu este vinovat pentru, pentru mandien, pentru oamenii aceștia care. Se închină lui astăzi. El nu e vinovat pentru așa ceva, pentru că el a spus: Eu nu sunt Hristosul. Adică, trebuie să știți lucrul acesta. Eu sunt un om ca și voi. Îngerul nu este vinovat pentru cei care se închină îngerilor. El a spus să nu faci una ca asta, ridică-te. Sfântul Petru nu e vinovat celor care se închină la Sfântul Petru, îi sărută piciorul până s-a tocit bazaltul. Nu, no, el nu este vinovat. Apostolii nu sunt vinovați pentru aceasta. Ei, ei au sfârșit au hainele și au spus, nu faceți lucruri, ridică-te și eu sunt om. Fiecare ființă este confruntată cu primejdea aceasta, dar și cu posibilitatea de a îndrepta ochii proprii prima dată, nu la sine, ci la Dumnezeu. Salvarea nu este în mine și prin mine, ci salvarea este în El. De aceea, în Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 8, Mântuitorul spune să nu vă numiți învățătorul. Dacă mergem în orice religie a lumii, există un anume învățător. Un anume învățător, fondatorul religiei respective. Orice mișcare se face în funcție de votul acestui învățător, care a lăsat în urmă fie un corp de literatură, fie niște practici, fie niște tradiții de un fel sau altul. Voi să nu faceți treaba aceasta. Unul singur este învățătorul vostru, Hristosul. Am întâlnit doi tineri mormoni cu ocazia unei vizite la fica mea și la generele în Idaho și uh, ei mi-au spus că la, un, la studiu biblic, mama lor le spunea cine e învățătorul nostru astăzi. Și uh, ei spuneau, zice, noi strigam, tu, mamă, tu e nu și zice, mama ne spunea, nu sunt eu învățătorul. Învățătorul este Domnul, este Duhul Sfânt care ne învață aici. După care ei au. Uh, căutat să îmi îndrepte atenția către ei înșiși, spunându-mi că ei sunt învățătorul lumii. Ne găseam chiar în fața unui templu mormon, pe acoperișul templului sau bisericii acesteia, era un glob pământesc și era Joseph Smith sunând cu trâmbița aceea deasupra globului pământesc. Simbolul este clar. După ce mi-au spus lucrul ăsta, mi-au mi arătat cine era Hristosul. Uite-l acolo, el este care... și-am spus, prieteni dragi, dragi tineri. Erau doi, doi tineri cu ei cu soane aici. Iubiți mei, rămâneți la cuvintele pe care vi le-a spus mama. Nu sunt eu învățătorul, nu? Nu este învățătorul cel care este aici, el este un frate ca voi. Ascultați cuvintele acestea care sunt scrise aici. Unul singur este învățătorul vostru. Pot să declar lucrul acesta? Hristos este singurul învățător. Unul singur. Noi nu avem un mulți învățători. Noi nu avem un om care este învățătorul nostru și îl urmăm. Noi nu am, uh, învățătorul este unul singur, e articulat singular, este unic, unic. Nu se poate discuta de o uh, o copie sau un duplicat la așa ceva. Nu există așa ceva. Nu sunt eu Hristosul. Departe de mine așa ceva și în propria mea viață și departe de voi, a spus Ioan Botezătorul. Unul singur este învățătorul Hristos. Dar cum rămâne că sunt oameni cu importanță? Nu, voi toți sunteți frați. Aceste importanțe despre care vorbiți voi reprezintă varietatea darurilor Duhului lui Dumnezeu. Aceasta e cu totul altceva. O clasă separată este Hristosul, singurul învățător, un altul nu există. Și al doilea este voi toți, absolut toți, indiferent în ce secol au trăit sau ce s-a întâmplat sau nu, voi toți sunteți frați. Până acolo încât Domnului nostru Isus Hristos nu este rușine să ne numească pe noi frați. Atunci, cu atât mai mult ar trebui să practicăm și să trăim lucrul acesta în adâncul sufletului nostru. Și în versetul 9, Tată, să nu numiți pe nimeni pe Pământ, Papa sau Tată, așa, în sensul acesta. Pentru că unul singur este Tatăl vostru acela care este în ceruri. Cine este întemeitorul denominațiunii sau credinței tale, religiei tale? Păi este cu tare, este cu tare, la anul cu tare. Nu, tată, deci născătorul credinței, tatăl vieții este unul singur, acesta este Hristosul. Voi singuri îmi sunteți martori, spune Ioan, că am zis, nu sunt eu Hristosul. Nu sunt eu învățătorul, eu sunt unul dintre cei care întâi studiez, după aceea predau. Eu sunt un frate, voi toți sunteți frați. A rămas foarte plăcut, surprins, de concluzia domnului general Ioan Chiș. Când am ajuns la o sesiune, a, 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 la o convenție mare și am avut o întâlnire cu președintele conferinței generale de atunci, Robert Falkenberg. Și după ce ne-am salutat, am schimbat câteva cuvinte, după ce am plecat de acolo, dumnealui ne-a spus nu m-aș fi putut gândi că papa al adventistului este un om așa de deschis. Și am spus, noi nu avem papa, noi avem frate. Noi îl numim frate. Voi toți sunteți frați. Cu tot respectul, cu toată prețuirea, cu toată dragostea, dar este o clasă numită frați. Toți aparținem acestei clase și este o clasă cu totul diferită. Unul singur este învățătorul vostru. Voi sunteți martori că ce am zis nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui, să vestesc venirea Lui, să pregătesc calea Lui. N-am cum să fiu eu Hristosul și tot eu să fiu trimis înaintea Lui. Eu sunt un trimis, eu sunt un sol trimis. Asta e tot ce pot să spun cu privire la El. Și cuvântul acesta a avut în sine puterea de a îndrepta ochii a milioane și milioane, miliarde, miliarde de oameni către mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu e de mirare însă că o clasă de oameni a sfidat aceste cuvinte ale profetului pretinzând că urmează pe profet și făcând din el ultima autoritate în ce privește credința în Dumnezeu. Unul singur este învățătorul vostru, acesta este Hristosul. În Coloseni capitolul 1 versetul 28 ca un ecou al celor învățate, ca un ecou al cuvintelor prietenei noastre, care era muribundă și cu care am avut mai multe întâlniri și discuții. Ca un ecou, și care a zis, m-a prins moartea pe piciorul stâng. Ca un ecou acestor lucruri, ca un ecou al faptului că am fost la o tabără odată și cei care au, predat, au prezentat întâlnirea aceasta, un fel de camp meeting, aveau acolo uh, o, o pancartă mare pe care scria Aceștia suntem noi. Și uh, acesta a fost genericul. N-aș mai fi amintit lucrul ăsta, că l-am amintit și nu face plăcere dacă nu l-aș mai fi auzit iar acum vreo două săptămâni. This is who we are. Am înțeles lucrul acesta, dar nu e mare lucru de văzut. Subiectul nu este acesta, this is who we are, cine suntem noi nu este acesta subiect. Dacă rămâne cineva de la noi cu acest subiect, uite, aceștia suntem noi, dacă rămâne cineva cu așa ceva, ne facem vinovați să nu folosesc niște cuvinte așa despre care a spus Scriptura sângele lui e pe hainele tale. Nu, nu este vorba despre noi, au sfârșit hainele ei ca să nu fie stropite de sângele oamenilor, ei și-au sfârșit hainele și a spus, nu, nu sunt eu Hristosul. Și Ioan a făcut acela lucru, nu sunt eu Hristosul, iată mielul lui Dumnezeu. Și ca un eco acestor lucruri, Pavel spune în Coloseni 1.28, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, fie că e vorba de copii de la masa noastră, de familie, fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de societatea în care trăim, sfătuim pe orice om. Asigură-te că, indiferent ce sfat ai da pe pământ, comunici două lucruri. Numărul 1. Iată mielul lui Dumnezeu, Numărul doi, acel miel nu sunt eu sau religia mea sau denominațiunea mea, uită la acesta. Iată mielul lui Dumnezeu, asigură-te de lucrul acesta, sfătuind pe orice om. Învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Nu în sine, nu atunci când o în Pământul, devine ca noi, nu atunci când uh, spun, auzim cuvintele Repetă după mine. Înțelegem noi cam unde duc astfel de lucruri, o copie după o copie și după o altă copie. Învățăm pe orice om, propovăduim pe Domnul Hristos chemăm pe orice om la el, arătăm spre el, aceasta este misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu și orice fine, orice, oricine îndeplinește slujba aceasta așa cum ne-a fost lăsată și cum este scris, Mântuitorul a promis, omul nu își va pierde răsplată, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Doamne Tată Ceresc, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru acest cuvânt prin care te rugăm să ne ajuți ca în propria noastră ființă și în propovăduirea noastră să îndreptăm atenția oricărui suflet către tine. Și să ajut, Doamne, să aducem în sufletele oamenilor dorința aceasta de a cunoaște lumina lumii, de a cunoaște pe învățătorul lumii, de a cunoaște pe Tatăl nostru ceresc îți mulțumim că Tu ești singurul nostru învățător și îți mulțumim, Tată Ceresc, că Tu ești Tatăl nostru. Ne închinăm și așteptăm clipa reunirii familiei tale în numele Domnului Isus Hristos. Amin.